zice că vrea să dea un exemplu acum când s-a dus undeva într-o altă parte din India cu trenul și stația de tren este lângă casa lui. And they have some small auto rickshaw. Și au din Taxis alea, like that. ricea, îs din alea care, na, săraci oameni fac acolo, deci fac taximetriști, dar ei cară oameni, înțelegi? O cărucioară și pune pe oameni care vin de la tren și duc ei, săraci, pentru bani, dacă e India, nu e România. And I use for this way. Și-o lucra și el în felul acesta. And I ask first of all for how are you, what is your name, and where are you from? Și întreba, ce faci, de unde ești, cum te cheamă? And I'm asked to them if you have a 5 minutes for me to give introduce for myself. Și atunci întreba dacă are 5 minute, un pic, deci după ce întreba despre el, dacă ai 5 minute să se introducă și el despre el. And when he said yes, okay. Și atunci când zice da, ok. Then I will start with my testimony. Începea mai întâi cu mărturia, cum s-a întors la Hristos. And I give the whole information and they didn't know how much time I give to them. Și a dădea toată informația, dar nu știa cât timp avea să vorbească cu ei. And already I put some tracks in my bags. Și When I avea talk to someone else, I put out one and give their hands. și deja totdeauna este pregătit cu niște broșuri despre lucrarea lui Dumnezeu și cu numărul de telefon și toate și pregătea și în timp ce vorbește scotea și dădea o broșură. And I ask them if you have any question. Și dacă i-am întrebat după ce dacă ai orice întrebare I must stay for this place and these days. și să locuiesc la locul acesta și And this is my number. acesta este numărul meu. Please give you your number, I will save it on my Și phone. te rog, dau și mie numărul tău și îl voi scrie și eu în caietul meu sau îl voi salva. And exchange the numbers immediately in within 5 minutes. Și toate acestea, în mai puțin de 5 minute le făceam. Schimbam și numele de Then I give telefon. this number to the pastor, Și the local pastor. apoi, deci mergea, dădea, deci localitatea unde se întâlnea cu omul respectiv și dădea numărul persoanei la păstorul local de acolo. And some people they are save it my number, some people say okay. Și unii i-au salvat numărul și alții ziceau doar ok. But every soul is important for us. Dar motoul lucrării orice suflet este And are continually preț. pray, Lord, you are preparing the way for them and they accepted you. Și acesta este motoul orice suflet are preț înaintea ochilor lui Dumnezeu și a noștri și se roagă pentru ei că Domnul să deschidă calea pentru ei ca ei să-L accepte pe Domnul. You know, we are not forget the carry our wallet with money. Sau noi nu uităm să ne luăm cu noi portmoneul cu bani. Especially when we are travel somewhere to one place to another Și în place. special când călătorim dintr-o parte în alta. But when you have a tracks also in your back, when you talk to, you know, more than time, husband and wife, when they travel together, they are not talk with another person. Și dacă ai și broșuri, este bine, dar de cele mai multe ori când soții și soție călătoresc împreună, nu prea vorbesc cu alți oameni, doar vorbesc ei împreună. At that time, they need also talk with the woman, they talk with another woman, the man, he talk with another man. Dar este important, deși felul acesta, deci cât și chiar dacă călătoresc împreună soțul cu soția, soția să vorbească cu alte femei, soțul cu alți bărbați. You know, I not miss a chance in the train, plane, petrol pump, gas station, grocery place. Să nu pierdem nicio șansă, fie că pe tren, pe avion, la benzinărie, oriunde, nicio șansă să nu pierdem de a vorbi cu cineva despre Domnul. Just little craziness in your brain. That's it. Dar un pic de, cum zici, nebun pentru Hristos, nebunie din asta în mintea ta și atât, mai mult nu. You know, when we are in communication to peoples with a boldness in this, your spirit, you know what you say, that is the truth. The Spirit of God, He help you, He give you strength when you talk to the peoples. Și când ai această îndrăzneală de la Dumnezeu, știind că ai adevărul, atunci Duhul Domnului vine peste tine și îți dă putere să faci lucrare. And this spirit is guide you to how to spoke to people, what you teach to them, how to communicate to them. Și Duhul Sfânt este acela care te învață, te călăuzește ce să vorbești, ce să le spui, cum să-i ghidezi. Because this is our helper. Căci El este ajutorul nostru. And I did many places. I have a lot of
examples, true example how God is using me. We have it with the proof. Și am multe locuri și exemple când Dumnezeu m-a folosit și cu dovadă. One day I went for try to visa for a Pakistan embassy. I went there. Și într-o zi, mai demult, s-a dus să aplice pentru viza, să meargă în Pakistan. And he denied my visa. He said, no, sorry, I don't give to you. Ia și eu respins, pentru că între Pakistan și India este război, nu i-a dat voie. And I gave a Jesus Christ to that man. Da, i-am spus despre Domnul Iisus Hristos acelui om. And the one to one we are sitting at the table and talk to each other. Unde așa, față în față, la masă, am stat împreună cu el și am vorbit cu el. God give me a chance, I'm not miss this chance. Dumnezeu mi-a dat o șansă, nu pierd șansa. I went in Kenya last time, you know very well. Și când a fost acum 2 ani în Kenya, știm, deci care the petrol station, gas station, I shared the gospel to a boy, he started crying and he leaned down and he accepted Jesus Christ as a personal savior. And the pastor is talking to me, hey, how pastor you can do these things? Yeah. I'm a crazy little bit from Christ. Yeah, și deci au văzut, și pastorii care au fost acolo, frații care au fost acolo din Africa, l-au văzut cum în câteva minute a stat de vorbă cu un băiat de acolo care servea la benzinărie și în câteva minute deja au plâns, au început să plângă și l-au acceptat pe Domnul Iisus Hristos ca salvator personal, s-a rugat pentru el și pastorul întreba cum pot așa world. De repede să vorbești cu ei. Harul Domnului! You go anywhere in this world, anointing is same. Și oriunde te vei duce în lumea aceasta, ungerea este aceeași. When I went in Uganda last time, când a fost în Uganda rândul trecut, I give a gospel to the ambassadors. Au vorbit, au dus Evanghelia și la ambasadori. They just looked to me up and down. Și doar s-au uitat la el de sus până jos. This is my job and God has called me for I work for his kingdom. I'm ready to do. Și aceasta no este lucrarea mea, că Dumnezeu m-a chemat să lucrez pentru părăția lui și sunt gata să o fac. Last time I went in Kuwait, I give a good news for the Praise Muslim God. Country, Muslim person at his own home. Și Kuwait, când a fost acolo și mai periculos, a dus la un om încă bogat de vas, acolo Dumnezeu a deschis ușa și a vorbit, deci în casa lui l-a invitat și a spus despre Domnul Iisus Hristos. You have a better idea for more than me. You have. Și eu cred că și voi aveți multe idei și mai bune decât a lui. Ce să faceți? You are make some program, small program. You invited a few members. They are not believing Jesus Christ. And you invite your home for tea. Da, faceți, deschideți așa, ca o rugăciune, un program. Deci micuț de tot. Și invită câțiva oameni acolo. Fă un ceai, o ceva. O servește și invită vecinii la tine acasă. The TV at your home. You can play the Jesus movie and you show them the passion of Christ like that and then they watch and you believe in the God touch their hearts and they ask you questions. Și dacă nu mai multe și să puneți acolo, dacă aveți un televizor, să puneți să vadă deci filmul cu Domnul Iisus Hristos, deci suferințele Domnului Iisus Hristos și văzând împreună, eu cred că Duhul Domnului va cerceta inimile. And all these ideas I will telling you I did already. Și toate acestea care le-am spus deja le-am făcut. And people say you have the birthday. I'm saying no. You have another thing. No, 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 no. Just I have a desire to invite you to my home. That's it. Și zice, ai ceva motiv? Zice, nu, nimica. Zice, doar vreau, zice, ziua ta sau ceva? Nu, nu, nu. Doar am dorința să vă invit la noi acasă. Because I just have a desire. I give good news to people. Pentru că am această dorință să duc vestea bună, să dau vestea bună oamenilor. We try to save the soul for kingdom of God. Și să căutăm să salvăm suflete pentru împărăția lui Dumnezeu. I have a lot of things to share about all these things. Și am multe lucruri de împărtășit de privința aceasta. Just sister Adela, she's not to how to give light to me and I'm start to talk. Deci sora Adela doar a aprins un chibrit și nu mai putem opri acum. Thank you so much and God bless you. We can talk more about some other time for this topic. Doamne să vă binecuvânteze și vom vorbi mai mult și despre acest subiect altă dată. Amen. Slavă Domnului Iisus.